Florin și Dan vor pleca cu 10 minute înainte. Iar apoi, în ordinea pe care o hotărăsc ei, la 2 minute, ceilalți. Primul lucru pe care l-au făcut a fost să râd de la noi. Florin râde mai mult decât ar trebui, din punctul meu de vedere. Ce râde ăștia-i drăguț. Da. Ce râde Hitler are. Și am început și eu să râd. Râde, râde Bontea, dar da, nu-i râsul lui. Știa ce mă așteaptă. Știi că este mult timp, nu? M-am gândit că ei o să ne trimită ultimii, pentru că o iau de la cursa în care noi am trimis pe jos. Cei 2 km jumate se-i parcurgă cei care sunt mai în forță. Pe care vrei să ții pui în cap? Cred că sunt cam toți la fel. Și ultimii vor pleca la alții. Fără supărare. Atâta am de zis. Doi vulpoi bătrâni. Da, doi vulpoi bătrâni aici. Partea a doua, răzbunare. Ultimul plecăm. De când aștept asta? Mamă, replica da, de când aștept asta. Bă, dar știi cum am simțit-o? Pentru noi a fost. Singura echipă care ne-a călcat pe pingele până acum ar fi blondele. Voi trebuie să hotărâți în ce ordine pleacă ceilalți. Ristei, ești ultimul, e ok. Simpaticilor. Avem niște polițe de plătit aici la ordine. Da, ultimul plecăm. Ce să mai faci într-o asemenea situație? Eu am avut foarte mare încredere că faptul că l-avem pe Irinel cu noi inspiră cu compasiune, da, o responsabilitate, să ne trimită mai repede în clasament. Dar stați puțin, dragii mei, că ne-am întrebat dacă domnul Irinel este bine, cum s-a descurcat. Băi, s-a descurcat foarte bine. Noi chiar ne considerăm o echipă mult mai puternică și mult mai înțeleaptă. Deci este un avantaj. Pentru noi până în momentul ăsta, da. Greșeala ta că ai zis asta acum. Bravo. Alexandru l-a mâncat în să spună înainte ca ei să zică orice decizie că Irinel este o comoară și că noi nu știm că să tăcem, noi spunem tot ce gândim. Facem așa. Spi și Ștefania pleacă la 10 minute după noi, Ada și Cătălin pleacă imediat după. La 2 minute. Mulțumim. Da. Frumos. Au tras în gheață, e normal să faci asta. Iar acum surpriză. Pleacă blondele după aia. Opa! 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 Șoț și groază! Ce-ați făcut? Blondele! Zic, ce? Cum adică? Ce-ați pățit, băieți? Ce se întâmplă? Stați puțin! Le-am tulburat. Suntem confuze. N-au mai putut să mai pronunțe niciun cuvânt. Chiar m-am uitat direct la ele. Mă uita la ei, bă, sunteți bine? Ați mâncat ceva stricat? Ăștia să pun bline cu blondele, băi. Cred că lor este ei place de una dintre ele. Una e măritată, unul e însurat. Adică ai mai rămas tu, a? Rămâne fix o pereche. Poate chiar de Carmen. Când o votat, parcă s-o gudurat așa un pic, s-o alintat. Nu, nu, știi, exact, exact. Tot dușman ce sunt. Tot dușman ce sunt, dar nu mai e ca la început. Pleacă Velea cu Mario după aia? Carmen și Alina, da? Mario și Alex? Pleacă Lia cu Maria după aia? Noi suntem echipa tampon. Între bine și rău. Râdeau la noi, hi-hi-hi, ha-ha-ha-ha-ha. Adică nici măcar nu interesa cine pleacă pe al doilea, pe al treilea, pe al patrulea. Adică n-au gândit în niciun fel strategic. Important e că suntem noi ultimii, nu contează restul. Din punctul de vedere au făcut tot strategic. Echipele de care chiar mă tem le trimitem ultimele, ăia de care nu prea mă interesează cum pleacă, o dau așa, că cu ei am jucat jocul, nu știu ce-i trimit imediat, blondele probabil pe simpatii, iar Mario Velea, oricum Mario Velea nu reprezintă nimic. Pleacă domnul Irinel cu echipa după aia? Radu și Abagiu sunt o echipă care nici nu-mi displace, nici nu-mi place. Și pleacă Sorin cu Răzvan. Doamne, ajută! Ca să vezi. Talent, băi, talent. Talent. Tu e interesat de fapt cine să plece ultimii în curs. Hă-hă-iala. Adică noi. Hă-hă-iala că lui Fodor și lui Bontea le-am tras, știi? Și am văzut niște săgeți în ochii bucătarilor. Sper că a înțeles lumea până acum că e un show TV și nu trebuie să ne supărăm. Orice fel de replică ar avea, e ascunsă în spatele lui. E o emisiune. Pe tine. Trebuie să ne distrăm, că dacă nu ne distrăm, abia aștept să vă prind, adică. Tăticu, nervos. Am îmbrăcat tot într-o haină foarte frumoasă. E vorba doar de un show de televiziune. N-are de ce să se supere nimeni. Așa că... Dragii mei, trebuie să vă mai dau ceva pentru că ați câștigat astăzi. Cola energizantă, ca să aveți și 10 minute, dar și energie. Dă-mă să și bem. Da, chiar și vă dau și plicul vostru. Să câștigați, adică nu primești și eu ceva? Dăm cutia pentru colecție.
Mergeți la loc acum. Mulțumim frumos, Gina. N-am mai văzut Coca-Cola de când am plecat din țară. Florin și Dan, pregătiți? Da, da. 3, 2, 1, start, dragii pa, pa. Mei. Ne vedem succes pe drum. Bye. Bye. Să fiți iubiți. Da, și dacă îi prindem tăticule, am cea mai mare satisfacție de pe planetă. Asta cea mai tare dacă i-am prins de normă. De data asta suntem primii care pleacă cu prima șansă la imunitate. Și vreau să o păstrăm și să profităm de avantajul ăsta. Simpaticilor, imunitatea se va obține la Magsayai Fish Market în orașul Dagupan, dar până atunci trebuie să ajungeți la fabrica JB Bagong în localitatea Lingayen, provincia Lingayen. Și zic, hai să-i dăm la drum. Nu ne hazardăm. Nu ne culcăm pe ureche. Avantajul ăsta nu constă decât în a pleca cu 10 minute mai devreme la a găsi o mașină. Întoarcem înapoi. Alaminos, da, Sual, Labrador, Lingayen. Mergem în jurul... Trebuie să trecem din nou prin Alaminos, oraș din care am plecat dimineață. Așa că primul obiectiv este să ajungem în Alaminos. Can you take us to the main road? To the intersection? Okay, can we go in the back? Okay. După cum ați observat până acum... Suntem experți la găsit mașini bune. To the intersection, yeah? Ne urcăm în spate ca porcii, că probabil că era porci, a plecat imediat. Bine că nu că era momentul ăla porci, că era mai complicat. Băi, 5 minute au trecut. Dar cu ce ai supărat, mă, pe ăștia? Nu știu, mă, ne distrăm noi așa. Noi, în secunda asta, avem următoarea problemă. Plecăm ultimii. Diferențele normale între prima echipă și până plecăm noi, 16 minute sau cât. În 16 minute se pot întâmpla o grămadă de lucruri. Bă, avem undeva la vreo 25 de minute distanță între noi și ei. Băi, dar ce stradă circulată am nimerit. Ți mai mare dragoste să stai să aștepți. Mai avem 4 secunde de avantaj. Stai, Ștefania, pregătiți? Da, da, da. Succes, dragilor. Mulțumim. Mulțumim. Ne-am bucurat foarte mult că risteii ne-au ales pe noi să plecăm imediat după ei. Gata, avantaj. Wow, da. S-a dus, a plecat a doua echipă. Ține, uite după mașini. Ești prost, nu vine nicio mașină. Păi, o mașină nu trece, bă. Păi, incredibil, n-avem noi noroc nici de avantaj. Brigada este pregătită? Da. Yes. Ada și Cătălin? Yes. Succes, dragii mei! Mulțumim! Ia, hai să mergem... Da, n-ai, o să mergi, că ce? O zi în celălalt echip. Avantajul ăsta pentru noi la autostop a fost... N-a contat deloc. Deloc. Uite cum a rămas iar nepoți pe străzi. Au plecat încă două echipe. ACCG? Yes! Succes! Dar nu prea mult, mai puțin. Nominalizarea asta mi-a plăcut, e în avantajul nostru, mulțumim frumos. Ce fată în lumea asta se mulțumește cu locul 3? Cred că toată lumea e geloasă pe noi. Nu se aștepta. Nici voi, cred că. Hello, can you help us, sir? We have to go to Lingayen. Hai că e mașină în spatele lui Spic acolo, hai să mergem noi la ea. Can you take us to Alaminos? Ok, thank you. Sir, sir, please, can you let us the main road 500 meters? Yeah, here in the main road. Intersection. We have to go to Alaminos. Please, sir, please. Okay. Thank you. Yes or no? Yes or no? Yeah. Okay. Bye. Nu ni lua nimeni. Cum pește eu luam? Hey. I ask you. Ba, da? S-a urcat într-o mașină oprită din noi. Și i-am dat lui ăla una în piept. Zic, bă, ce faci, mă? N-am vorbit cu tine. Ne lasă la drumul principal, unde duce? Mor, bă, încrapă sufletul în mine când eu văd că-l opresc pe un băiat și ia pe alții. Uite, s-a supărat. Stai, opresc. Ăsta, da, ia, da. Nu, ăsta, ia, da, ia, da. Ia, da, 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 mai este. E Ada. Prima mașină a fost luată de Ada cu Cătălin. Și fix după am prins încă una și am oprit-o și am plecat. Pe alea le-o lua, bă. Iar a doua mașină, care noi am oprit-o și pe noi ne-a refuzat, a fost luată de... De unde? Ei, sunt... Eram refuzați și mai rău de atât ne luau alții mașinile noastre pe care noi le-am oprit. You are in a really big rush. Yes. E important că suntem mulți pe aceeași stradă la autostop, la distanță de câțiva metri. Să ieșim din situația, chiar dacă ne duce 10 minute, 15 minute, nu contează. Alex, Mario, pregătiți? Da. Succes! Vela, vezi că noi venim după tine, să oprești mașina. Oprem acum, pentru voi, special. Da. Haide, hai, vă. Pagina. Pa, pa. În 16 minute poți să-ți găsești mașină, poți să găsești una care să meargă în viteză și atunci clar ai un avantaj considerabil față de ceilalți.
dar 16 minute, se poate întâmpla și nimic. Da. Deci clar, mașini din spate nu mai vin. Hello, hello madam. Sir. Hello. Am găsit o camionetă cu o doamnă, dar boiul meu... Hello, sir. Madam, can you please help us? Am simțit că e doamnă, dar nu era sigur. We have to go here, to Bunny. Bunny, yes, Bunny. I'm going to Bunny now. Can you take us, please? Can you take us, please? Thank you very much. De fapt, ne trebuia să mergem în Alaminos. Dar ne-am gândit să facem iar. Din bucăți. Ciup, ciup, ciup. Sir, sir. Hello, sir. Hello, are you going sir. To Alaminos? Sir, help us, please. Can you take us to Alaminos? Thank you, thank you. Thank you. N-a apărut nimeni până acum, suntem bine, prima poziție, am găsit și mașină. Doamna zice dacă vrem să ne grăbim puțin, pentru că ei se grăbesc să ajungă la Alaminos, și mă uit la vitezometru domnului. 40. Hai să nu mă enervez chiar din prima. Madam, we have to go fast. Fast. Doamna mergea repede pentru mașina pe care o deținea. Dar în realitate nu era atât de rapid. Nu știm unde ne duce, o să ne ducă 20 de metri, jumătate de oră. Mergea destul de încet mașina asta și eram total nemulțumită. Mergea cu 40 la oră. Is it possible to go a little faster? Nu trecea de 40. M-am umplut de toți nervii. Aoleu, abia merge. Lie, Maria, pregătite? Hai, da. Hai. Hai, baftă! Mulțumim! Noi nu ne grăbim, că a zis Vera că ne oprește o mașină! Ne vedem pe drum! Succes, fetelor! Pa! 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 Pa. Bye! Noi suntem următori. Să ne dați nouă geanta. O luăm noi. Da? Da, da. Da, da. Stai cu picioare. Să alergăm un pic. Mediocru. Noi ne ținem de mediocru nostru, că e goală parcarea acolo. Și stăm noi parcate bine. Please go fast as you can, madam. Asta e cu oameni în ea. Bebe, ascultă-mi puțin. No, go, go, go! Mașinile tot plecau cu echipii, noi toți stăteam. Nu-ți pierde entuziasmul așa deodată din cauza că n-ai de unde să știi cum suntem. Eu cred că starea generală strică tot. Și eu chiar m-am ținut calm, dar el era, doamne... Hai, s-a dus imunitatea? Da, că s-a terminat orice. S-a destrămat tot, mă, atunci pentru mine, da. Cine mai e după noi? Abagii și bucătarii. Radu, Alex, Irinel, pregătiți? Pregătiți ca niciodată, Gina. Mai cătinel așa, dar la sigur. Hai. Succes, dragilor. Să nu pierdeți plicul, da? Nu, 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 este bine aici. Aveți grijă. Mai dă cine? Nu că poți. Poți? Bă, clar nu o să fim ultimii. Nu. Eram în ritmul nostru alert, prin care putem ajunge din două mișcări în strada principală. Sunt convins că vom reuși împreună să trecem peste acest handicap. Bă, ce căra în geanta aia? Spune-mi și mie ce căra, că era nu știu, că ce care pietre de moară în geanta aia. Dar era foarte grea. Răzvan, ești gata? Băiatul meu? Hai să ne pregătim, da? Gata, băiatul meu? Să înțeleg că sunteți și voi pregătiți? Da. Start! Hai să ajungem pe ea. Bontea, ultimul. Hai, i-am spart. Îi facem vrește. Ce să fac? Să plâng sau ce? Să mă trimite pe ultimul loc? Așa și... Păi nu este reactoarele 3 și 4. N-ai de unde să știi când pornesc ăștia reactoarele 3 și 4. Can you bring... Trăiește mare aventură Asia Express pe antena play.ro. Ai episoade integrale fără pauze publicitare.